Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi l-am alături pe unul din cei mai buni artiști din România, Emeric Imre, cunoscut și ca folchistul nebun de alb. Bine v-am găsit, domnule Imre, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație și, nu știu, o mică obiecție sau o corectare. Cei mai buni artiști, probabil la suflet, pentru că la ora actuală există artiști colosali în toate domeniile artei, dar mă bucur că ați rămas în sufletul multor generații, să nu fiți prea modest. Păi să nu fie prea multe, că eu mă consider tânăr. Mai am, sper, multe de spus încă și mă bucur că totuși pe linia mea sunt un om iubit. Să știți că am așteptat cu nerăbdare să vă descos, să vedem cum e omul din spatele scenei. Care e cea mai mare nebunie a lui Emeric Imre? Păi una mare nu cred că este, sunt o grămadă. De-a lungul vieții, nu știu, nebunie la care visez sau care am făcut-o. Ați făcut-o. Păi, în armată am convins 120 de persoane să dezerteze. 120 de colegi. Asta e de povestit, vă rugăm să ne spuneți. Da, pe cuvânt de onoare. Păi cum așa? Păi așa, că când am făcut o armată, eram la o unitate unde am fost detașați ca să și muncim. Așa se făcea armata atunci, la trupă. Eu am făcut armata la tancuri, în Timișoara. Și muncind acolo la cetul care se construia, pe calea Șagului, cred că, în Timișoara, ofițerii ne-au promis că dacă facem norma și așa mai departe, de 23 august primim 5 zile de permisie. E, a venit seara de 22 august, și în careul respectiv a anunțat ofițerul de serviciu să facă un pas înainte cei căsătoriți. Toată unitatea, cred că erau vreo 20 de soldați care erau căsătoriți la vârsta respectivă și doar ei au primit permisie. Deci clar ne-au mințit atunci. Și am convins 120 de prieteni să plecăm 5 zile și după care să ne întoarcem. Și așa și fost. Ați plecat a doua zi unde? Fiecare acasă. Și din toți cei 100, nu știu dacă chiar 120, dar 115 parcă am fost, sau între 115-120 de soldați, nu o să spun unitatea nici. Nu e casă. Am plecat și ne-am întors peste 5 zile, unul singur a întârziat și repercursiunile au fost tuns la zero, instrucție o săptămână mai drastică și mâncam ultimii la sala de mese. Dar n-ați ce mai regretat? Rămânea. Nu, păi 5 zile, na. În mijlocul celor dragi, da. Da. Și adică putea fi foarte rău pentru noi atunci, dar am speculat faptul că la unitatea respectivă ofițerii erau și mutați un pic disciplinar acolo. Și atunci nu s-a făcut vâlba. Și cea mai mare nebunie la care visați? Nebunie. Să joc într-un film la Hollywood, ceea ce nu o să fie niciodată. Dar ce rol v-ar plăcea? Să zicem nebunie. Nu știu. Ceva pe lângă Al Pacino, pe acolo. Un rol secundar. Dar nu. N-am așa nebunii de nerealizat. Sunt un om care știu cât să mă întind de obicei, deși din alte perspective chiar fac anumite chestii pentru care alții, pe care alții le consideră nebunii și poate curaj. Dar o nebunie frumoasă ar fi să văd odată țara asta într-o matcă normală. Până să ajungem la povestea
piesei arhicunoscute, Nebun de alb. Spuneți-mi cum a fost copilăria dumneavoastră, de la cine ați moștenit talentul? Păi clar, de la... și bunicii mei aveau auz muzical, bunicii pe care am cunoscut din partea tatălui meu, pentru că din păcate pe bunicii din partea mamei nu i-am cunoscut. Au murit când mama încă era mai mică, dar bunicii clujeni i-am cunoscut și cânta frumos și bunicul cu vocea și bunica, dar tatăl meu a cântat la chitară și avea o voce nemaipomenită. Și cred că de acolo m-am și îndrăgostit de chitară și... La ce vârstă oricum, v-a pus chitara în mână? Nu mi-a pus chitara. Bine, apare pe coperta Nebunului de alb o poză unde tatăl meu e cu chitara lui și eu cu chitara pe care mi-a cumpărat-o. Țin minte că era o chitară verde sau albastră, micuță. Aveam vreo 3-4 ani și pe copertă sunt și eu cu o chitară în mâini acolo. Drângăneam la ea, dar din clasa 1 am început să fac vioară la școala de muzică și arte plastice pe Horia și am făcut vioară până în clasa 6 și așa de prin clasa 8 am apucat de chitară. Deci a venit totul natural, nu v-au obligat părinții? Nu. Și atunci ce preocupări mai aveați? Preocupări de copil obișnuit sau mai mult artistice? Erați împlinați spre muzică? Nu, eu m-am născut aici în Dâmul Rotund, nu în casa în care stau acum, cu o stradă mai sus și mă jucam ca toți copiii. Bine, mă chinuia faptul că de foarte multe ori în clasele mici vioara e un instrument foarte greu și necesită sacrificiu din partea celui care se apleacă asupra acestui instrument. Și copiii se jucau, îi auzeam și eu trebuia să stau în casă să exersez la vioară, da. Și vă venea câteodată să aruncați vioara de pereți. Bineînțeles. Da, mă și jucam, am început să fac și fotbal la Universitatea Cluj, de la Pitici, de pe la 9 ani, așa, 9 sau 10 ani. Și am avut o copilărie super fericită și super frumoasă. Vă amintiți și o întâmplare sau o năzbâtie din copilărie? Păi multe am făcut. Vă dați seama că am găsit odată, am trei surori mai mari și cele două surori mai mari începeau să fumeze, cum fac tinerii în ziua de astăzi, nu știu cât aveau, 14-15 ani. Și am găsit două țigări Select într-un pachet și vă dați seama că m-am urcat pe casă, am ascuns pachetul și în ziua aia surorile mele mi-au făcut și tort, mi-au făcut toate hatârurile și seara când a venit taicul meu tot le-am părât. Și a doua zi umblau după mine să mă căsăpească, dar veneam doar la 7:50 acasă când începeau desenele animate, Mihaela. Deci mă gândesc că erați un răsfățat printre surorile dumneavoastră. Da. Și poate și o pacoste, cum ați zis. Da, a fost ok. Da. Și cum a fost după aceea cursul vieții? Păi ca la orice om normal. Adică a urmat școala, chitara, satisfacții cu... începerea gustului ăla frumos al vieții în care stai pe o bancă, cânti la chitară și se adună fete în jurul tău și prieteni. Asta și pe la ce vârstă? Asta de prin clasa 8-a, 9-a la liceu. Țin minte că întotdeauna am luat chitară și când mergeam în practica agricolă și când aveam seara, când plecam, stăteam și cântam cu colegii. Era foarte fain. Viață de om normal. După aia m-am pregătit să dau la istorie. N-am simțit bine pregătit când am terminat liceul și am zis că... Dar de ce istorie? Îmi place foarte mult domeniul și
m-au luat în armată, atunci activam la Cenaclu Casei Armatei din Cluj. După ce m-am întors, ca să nu stau degeaba câteva luni, am zis că mă angajez. Acolo am cunoscut o fată, m-am căsătorit, a picat și istoria, au venit copiii și formă cursul normal și cu muzică și cu toate celelalte. Și ați regretat vreodată când ați făcut facultatea de istorie? De multe ori da, dar continui să citesc și să învăț. Ceea ce mă interesează, învăț, sunt autodidact. Cred că ați sărit peste vreo etapă, nu? Cenaclul Flacăra, cum a fost? Cenaclul Flacăra era povestea frumoasă în care vroiam să intrăm toți cei care cântam muzică folk la Cluj, fiind cu prietenii. Țin minte că totul se întâmpla la nivelul frumos și pur al Clujului aici, cu gașca de atunci. Bineînțeles că și Călin Nemeș și alți colegi au recitat, au mai cântat la Cenaclu Flacăra și visul meu era să ajung și eu în Cenaclu. Eram licean și mergeam cu colegii la spectacole, la sala sporturilor se țineau atunci, sau pe stadion, pe stadionul vechi, pe Ion Moina. Și aveați un idol? În muzica folk, da. Îmi plăcea foarte mult Mircea Baniciu. Nici n-am sperat că o să devenim prieteni buni și o să și cântăm de sute de ori pe aceeași scenă. În fine, și în septembrie, chiar înainte să merg în armată, în 84, înainte cu câteva zile, am debutat la Cenaclu Flacăra pe stadion. După care m-am plecat în armată. Bun, dar și când ați debutat, cum a fost? V-a propus cineva? V-ați dus? Nu, era pioneratul, cel mai cinstit, X-Factor sau Vocea României. Era super ok, super simplu. Și adică oricine avea talent, scriai avea un bilet, șansa să meargă. Scriai un bilet, da. Deci n-am cunoscut pe nimeni personal să mă propună sau scriai un bilet din public, în pauză te duceai în spatele scenei, erai ascultat și dacă erai bun, erai urcat pe scenă. Și dacă erai și mai bun, plecai cu turneu, în turneu cu Cenaclu și erai plătit. Adică o chestie super cinstită. Și ce v-au zis la prima audiție? Deci am urcat pe scenă, n-am fost singur, am fost cu bunii mei prieteni, Iosif Sobo, cu care am și cântat mult timp împreună aici la Cluj, un foarte mare chitarist care trăiește acum în Australia, dacă se uită, îl salut cu drag și îl aștept, Kidu, îl știu toate generațiile de atunci, de studenți din Cluj. Kidu, un om colosal. Și am cântat cu el, cu Liviu Robu, un alt prieten de pe atunci, și cu colega mea de liceu, cu Ghita Cucui. Piesa? Care a fost? Piesa a fost Să-mi dați un semn prin telegraf. Este pe albumul meu de iarnă, albumul Iarna mea cu ochii mari. Și ăla a fost debutul. După care m-am reîntors în Cenaclu după ce s-a repornit Cenaclu, pentru că în 85 Cenaclu a fost interzis. Și ce semne așteptați dumneavoastră atunci prin telegraf? Ce schimbări v-ați fi dorit? Păi ce schimbări? Să plec cu Cenaclu, să nu fac armată, adică să nu fac armată. Doream să ajung să cânt pe scenă, să cânt pentru oameni, să la fel cum fac foarte mulți tineri și tinere astăzi. Dacă întrebi un copil, toți vor să se facă artiști sau doctori. Sau... Da. Dar eu am mai spus asta, cred în destin și căile și secundele cred că sunt alese de la început. Adică da. Omul e, totul e predestinat, omul nu alege? Eu așa cred, că poți alege
foarte puțin. Eu așa cred. Eu cred că nu pot înmagazina fizica pe care a învățat-o și o știa și a intuit-o Albert Einstein. Fiecare om se naște cu un IQ, nu? Deci, eu cred că asta e părerea mea. Până și bunul simț, cred că se moștenește. Nu știu dacă se poate învăța. Și pentru că dacă ai gena de drac, rămâi drac. Dacă ai un pic de înger acolo, se poate schimba. Se spune că oamenii sunt și îngeri și demoni. Da. Ce spuneți dumneavoastră ca artist? Asta. Că bunul simț și inteligența trebuie să te naști cu ele. Și cu harul, dacă există har pe care ți-l dă divinitatea. Astea nu se pot învăța. Nu pot eu vedea cum cad umbrele, nu pot vedea în spațiu și să pictez ca Van Gogh sau Da Vinci. Nu? Asta aș putea să exersez 24 de ore pe zi, că nu o să pot face lucrul ăsta. Deci e clar că există o moștenire pe care și o de ce genul folk și nu alt gen de muzică? Am cântat la vioară, cântam muzică clasică, dar când eram chiar în clasa întâia, viseam să devin dirijor, dar muzică folk pentru că m-am îndrăgostit de muzică. Asta era simplu, e muzica simplă și directă, adică mai ales că e îmbrăcată și cu poezie și... Și romantism. Nu numai romantism. Nu numai romantism. Muzica folk a schimbat nu numai destinea, a oprit chiar și războaie, nu? Aproape. Știți că se cânta muzică folk pe când era războiul din Vietnam și Bob Dylan cu versurile, versul și muzica pot modela puțin societatea. Și având și mesaj, muzica folk, eu zic că e o armă care nu face rău nimănui. Când ați compus dumneavoastră primele versuri sau v-ați orientat numai pe linie melodică? Nu, prima piesă pe care am făcut-o, să zicem, să o compun, a compune așa, mi se pare un cuvânt pompos, adică se potrivește celor care termină compoziția la conservator și, bineînțeles, celor care au harul ăsta colosal. Am compus, hai să zicem, mici cântece sau cântece care, bineînțeles, sunt cântece pe care le-am făcut, care pot fi orchestrate colosal, zic eu. Eu văd lucrul ăsta, dar pentru asta trebuie și arsenal. Ne povestiți, vă rog, un context în care ați scris unul din aceste cântece. Deci, prima piesă pe care am compus-o, să zicem, a fost și versul și muzica mea. Deci cu asta am început. Pe urmă am abordat și poezie și am și scris versuri și așa mai departe. Albumul nou pe care am să-l lansez deja e gata. Trebuie să mă hotărăsc la data lansării, gata, din toate punctele de vedere. Este un album cu versuri și muzica mea. Așa, și să vă spun ce m-ați întrebat. Un context în care am compus o piesă. Ziua în care ați compus piesa, ce s-a întâmplat? Păi 7-a 2007. Eram la București, etajul 9, într-o zi toridă, în iulie, acasă la un prieten și... A început așa o ploaie vagă cumva și pe urmă lucrul ăsta m-a făcut să mă întorc gândul la ploile din copilăria mea și am scris piesa Plouă adevărat, dar care se cheamă Zăbrele de ploaie pe albumul nou. Asta e o întâmplare, dar au fost multe întâmplări. Te poate influența o mare tristețe sau o mare bucurie sau de multe ori eu dimineața compun uitându-mă la o scamă pe covor și în scama aia văd
chiar și brazi, chiar și munți, chiar și mare, chiar și femei și alte lucruri. Înseamnă că aveți o imaginație și o creativitate extraordinare, chiar ieșite din comun. Nu știu. Vi s-a întâmplat și să visați noaptea versurile și apoi doar să le scrieți? Asta nu. Nu. Mai sunt artiști care spun lucrul ăsta și... Sunt fericiți, probabil, Da Vinci. Da. Se zice că în istoria omenirii, odată la 100-200 de ani, există oameni aleși care primesc în creier un declic spre evoluția omenirii. Da Vinci a fost unul din ei, sau Newton, sau Einstein, sau alții. Ați spus așa frumos că ați întâlnit o fată atunci când v-ați căsătorit. Cum ați cucerit-o? Cu muzica? Știa că... Cine sunteți? Păi ăsta e destinul, vedeți? Eu lucram la tâmplărie și într-o zi m-a bătut pe umăr o fată super drăguță, super frumoasă. În Cluj? În Cluj, la fabrica de pensule, ca să vedeți că am trecut și pe acolo, înainte să fie plan B și ce se întâmplă în artă. Așa? Probabil că sunt ca și un coșar, port noroc. Adică măcar locul ăla, fabrica de pensule, a devenit și un mic loc în care arta spune multe lucruri mărețe. Și mi-a spus că sunt în organizația IUTC, trebuie să plătesc 3,50 lei cotizația UTC. Ok. Și era foarte frumoasă. Cum se întâmplă în viața oricărui tânăr. Iar la un concert pe care l-am avut la Casa de Cultura Studenților în 86 prin mai, cred că, am început să cânt o piesă pe versuri de George Bacovia care se cheamă, nu mai știu dacă nu, Matinală, și începe cu versul Aurora Violetă, plouă rouă de culori, Venus plină de fiori, pare o vie violetă. Asta a fost tot. Și habar n-aveam că o cheamă Aurora. Și a devenit mama primilor mei doi copii. Și era în public și a fost cucerită? Da, da. Adică și... totul de asta cred. Dar cine a făcut primul pas? Păi, destinul. Dacă eu, de unde să știu că într-o sală de 1000 de locuri, atât avea atunci Casa de Cultura Studenților, e nu, o persoană pe care o cheamă. Nu, dar a venit așa ca o fană? Sau? A venit după aia și zicea, vai, vai, nici n-am știut ce talente are întreprinderea noastră. Așa era lumea în vremurile societății comuniste. Și dumneavoastră cum... Multilateral dezvoltate. Cum vedeți femeia și la ce vă uitați prima dată la o femeie? Secretul ăsta nu vi-l spun. Ok. Dar totuși ați cântat în piesele dumneavoastră femeia de multe ori. De foarte multe ori. Da, este o... cum să spun... O inspirație? Mai mult decât atât. Este, pentru mine, femeia e olarul care modelează întregul univers. Dar noi, bărbații, nu recunoaștem lucrul ăsta de multe ori. Și așa cum există olari buni, sau mai puțin buni, și femeia poate modela universul super frumos sau super urât. Și când a fost momentul în care v-ați dedicat 100% muzicii? Adică n-ați mai avut o altă activitate, un alt job? Tot timpul. Adică n-am abandonat muzica niciodată. În paralel cu muzica am și lucrat, am făcut și alte lucruri, dar muzica a fost în și lângă mine tot timpul. Și aveți, știu, un anumit moment când compuneți sau un anumit ritual, tabieturi? Dimineața de obicei mă inspiră. Mă inspiră întâlnirea retinei cu lumină. Când te trezești dimineața, am mai spus-o și în concertele mele, e dovada cea mai clară că ești în viață.
Da. Drept mulțumire, compuneți o piesă. Da. Și spuneți-ne ce hobby-uri mai are artistul Emeric Imre, în afară de muzică? Să știți că sunt un om normal. Bine, mi-ar plăcea să colecționez. Eu cumpăr și tablouri, vedeți că am tablouri, de la tot felul de prieteni pe care îi întâlnesc în țară și pictează. Mi-e tare drag. Mi-ar fi plăcut să pictez. N-ați încercat niciodată să jucați așa cu culorile? Am încercat, dar nu. Nu văd în spațiu, nu am talentul ăsta. Așa. Și mi-a plăcut fotbalul enorm. Mi-ar fi plăcut să joc, să ajung și eu la un nivel să port tricoul național, ca orice copil sau sportiv. Da. Și când s-a terminat cariera? Și îmi place să călătoresc. Îmi place să călătoresc foarte mult. Cariera în fotbal după liceu. După liceu, când am plecat în armată. Și după aceea nu v-ați mai gândit să reveniți? Ați fost descurajat de cineva? Nu. Am pierdut startul. Da. Mai trageți câte un fotbal din când în când cu prietenii? Da, sigur. Până acum un an, doi, când am avut o mică problemă medicală, chiar am jucat aproape săptămânal. Dar acum mai puțin. Spuneați că vă place și să călătoriți. Da. În Europa, unde vă place cel mai mult să oriunde. Mergeți? Oriunde. Am fost în multe locuri. În țară, datorită lui Adrian Bonescu și a meseriei pe care, să zicem, cu practic, asta nu e o meserie, dar de la Dumnezeu, am văzut tot ce se poate vedea aproape la pas, așa pot spune că am văzut toată țara. Sunteți genul de turist care o ia la pas? Preferă să am fost, meargă pe jos? Mergeam și la pas, dar acum în ultimul timp, ultimii 15 ani mai mult cu mașina, ca să ajungi în locurile în care ai concerte. Și care e locul, sau unul din locurile favorite, unde v-ați întoarce oricând cu drag? Acasă, la Cluj. Deși începe să devină din ce în ce mai aglomerat. Asta e riscul dezvoltării și a standardului de metropolă. N-ați plecat din Cluj? N-am plecat, am avut foarte multe ocazii, dar n-am plecat. Aici am rădăcinile și nu... N-am ținut neapărat nevoia să merg într-un loc fierbinte de unde se poate trăi mai ușor. Deci ați fi avut șansa, mă gândesc. Da. În Statele Unite ați fost? Nu, în state nu, pentru că nu știu să not. Și e mult de mers cu avion. Aveți cumva fobie de avion? Puțin, să zicem. Nu, îmi place să am eu siguranța că pot cât de cât să reușesc să mă salvez. Totdeauna am pus întrebarea de ce în fiecare scaun de avion nu există și o parașută. Dar probabil că îngreunează foarte mult avionul. Și când ați fost ultima dată cu avionul? Călătoresc cu avionul. Merg. Nu mai știu. Acum câteva luni. Domnule Imre, cum arată o zi obișnuită din săptămână pentru dumneavoastră? Cu de toate. Azi, de exemplu, am fost și mi-am schimbat plăcuțele de frână la mașină, pentru că mâine plec la Piatra Neamț. Câteodată mai stau acasă și cu cel micuț, cu Cezar Mihail. Am un băiețel proaspăt de 2 ani și 3 luni, mulțumesc. Facem cu schimbul și când sunt plecat are grijă bunica de el sau sora mea. Fac de toate, adică mă duc și acum câteva zile am tuns iarba cu celălalt băiețel care e mai mare, are aproape 8 ani, pentru că am o căsuță de vacanță aproape de Cluj, am tuns iarba, ce am mai făcut? Mă duc și plătesc facturi,
Mai stau pe tereasă și beau o cafea sau o bere, nu, ceva normal. Și concertele adică, la sfârșit de săptămână mai mult? La sfârșit de săptămână sau câteodată sunt și lunea concerte și marțea, festivalul și așa mai departe. Mâine plec la Piatra Neamț, pe urmă am între Măguri, lângă, între Bănești și Băicoi, pe lângă Ploiești, pe urmă festival, plec duminică la Sighișoara, săptămâna viitoare la Mare, la Ovidiu, la Mamaia și așa mai departe. Ce simțiți când urcați pe scenă? Ce gânduri vă trec prin minte? Să sune bine, pentru că e important, e foarte important ca un spectacol de genul acesta, pe care, într-o lume în care totul se simplifică prin tehnică, din păcate, spun din păcate pentru că nu sunt de acord cu artiștii care merg și fac playback, nu sunt de acord. Ok, faci playback, ești la o emisiune de televiziune, unde nu există aparatură pentru ca sunetul să ajungă în casele oamenilor, super. Așa. Ok, da? Dar pe scenă, dacă ești artist, eu zic că trebuie să respecti publicul și să te respecti pe tine și să cânti pe viu. Asta, din păcate, se va pierde cât de repede dacă publicul nu e informat și nu știe că totuși nu e chiar așa cum ar trebui să fie într-o lume normală. Un artist trebuie să cânte pe viu. Și ceea ce simte eu pe scenă e să sune frumos, să sune bine, pentru că e important asta. Să fie un inginer de sunet bun, să sune curat și atunci chiar poți să trăiești muzica. Când sunetul nu-i bun, tot timpul ești concentrat cum să corectezi. Emoții mai aveți după atâția ani? Bineînțeles, da. Ne povesti și un moment de pe scenă care v-a marcat? Un moment inedit, de exemplu, eram pe la începuturi așa și eram la Teatrul Național într-un spectacol cu o formație de cover-uri, de acompania câteva interprete și cu marea noastră artistă, cu doamna Corina Chiriac. Și eu cântam folk. Era un turneu, de fapt, pentru că au fost și concertul de la Teatrul Național, după care am plecat în câteva alte concerte prin țară. Și în seara respectivă eram foarte, foarte răgușit. Și efectiv nu puteam decât să șoptesc. Nu puteam să scot un cuvânt, dar minte să cânt. Mi-a dat doamna Corina Chiriac niște pastile, am tot făcut un fel de gargară cu apă călduță, cu sare, cu tot ce știam, în fine. Și nimic n-a funcționat. Nimic n-a funcționat și vine momentul, am spus organizatorului că nu pot să intru pe scenă, nu, că trebuie să cânți. Era, nu mai știu, prin 88, cred că. Și subțirel, așa cum eram eu, timid și cu problema asta, vă dați seama ce emoții și ce. Și am intrat pe scenă și în momentul când s-au aprins luminile și am auzit aplauzele, am mers la microfon și am cântat impecabil. Nu pot să-mi explic cum, ce se întâmplă atunci în mintea unui om și în creier și în organism, dar am putut să cânt fără să se simtă nici un pic răgușală. Și după ce a revenit? După ce am ieșit de pe scenă, la fel nu mai puteam decât să șoptesc. Incredibil. Nu mai puteam să... Da, asta a fost o întâmplare care n-am să uit. Da. Și povestea piesei Nebun de Alb, care e? Povestea e simplă, am spus-o de multe ori. Am compus piesa în 3-4 minute, am deschis întâmplător cartea la versul, nu căutam un vers anume. Am deschis cartea, mi-au picat ochii pe poezia lui Adrian Ponescu, bineînțeles și sub impactul stării în care eram atunci. Eram într-o stare
destul de, cum să spun eu, gri. Decepție în dragoste? Da, eram tocmai după divorț și am deschis cartea, se potrivea cu totul și am compus melodia. Și relația cu Adrian Păunescu, cum ați descrie? A fost, cum să spun, a venit așa ca o cometă și așa și plecat, din păcate. A fost o relație foarte bună, adică, cum să spun, bineînțeles că sunt oameni care nu l-au înghițit pe Adrian Păunescu. Și în toate domeniile și în lumea asta, de la începuturile ei și până la sfârșit, vor fi oameni care nu înghit alți oameni sau așa mai departe. Pentru mine Adrian Păunescu a fost un poet colosal și un mare prieten. Am învățat să respect publicul și să respect poezia care îmbracă un cântec. Ce muzică ascultați dumneavoastră? De toate. De toate. Adică manele, hip-hop, rock? Manele nu. La manele, deși respect pe instrumentiștii care acompaniază maneliștii și îi respect și pe, chiar și pe maneliști, pentru că am mai spus, cântă pe viu. Probabil că sunt și care fac playback, nu știu. Dar instrumentiștii sunt instrumentiști foarte buni. Mulți dintre ei sunt super profesioniști, termină și conservatori și așa mai departe. La manele mă uit doar dacă vreau să am un moment vesel, să ascult versurile. Mă distrează versurile teribil. Dar ascult în principiu muzică, muzica cu care am crescut. Ascult rock, blues, folk, ascult chiar și muzică instrumentală foarte multă și tot felul de genuri. De exemplu, îmi place teribil un violonist rus, Loico. Ascult tot felul de muzică. Marița îmi place, muzică fado foarte mult. Și ce se întâmplă atunci când mergeți la o petrecere cu prietenii sau la o nuntă și ajungeți sufletul evenimentului sau stați mai pe margine dacă nu sunteți invitați să cântați? Păi mă duc în orice ori normal. E un eveniment de genul ăsta, nu merg. La nunți nu merg să cânt. Am primit foarte multe invitații pe care, din păcate, pentru prietenii respectivi sau oamenii respectivi a trebuit să le refuz, pentru că sunt, și asta mă bucură oarecum, că vin foarte mulți tineri și îmi spun, uitați, piesa Nebun de Alb, am cunoscut-o pe iubita mea și vrem să ne căsătorim, am invitat la nuntă să cânt. E o chestie frumoasă așa, dar eu știu că la nuntă oamenii merg să se distreze, să asculte tot felul de muzici, nu să faci un concert. Și așa că refuz. Poate fi și un moment de folk printre... Da, poate fi, dar întotdeauna m-am... Nu. Îmi place să merg să cânt pentru oameni care vin pentru momentul respectiv și știu la ce vin. Vă provocăm și vă rugăm să ne cântați și nouă piesă. Una așa de suflet. Care vă place? Păi cam toate sunt de suflet. Acum cel mai mult îmi place piesa nouă, nouță, care am compus acum într-o zi pe versurile mele, se cheamă Gluma muzicală, dar n-am să o cânt pentru că încă nu e definitivată. Gluma savantă, zic eu. Am să cânt totuși o piesă iubită de foarte mulți tineri și se cheamă Buna variantă de-a. Versul tot Adrian Păunescu.
noapte ne certăm definitiv, ne despărțim în mici felii de păi și ne urâm acum fără motiv. Să ne împăcăm fără motive mâine, de cauză și nu e nici efect. În toată încleștarea asta mare, iubirea noastră toată e un defect. Ferească Dumnezeu să se repare. Îmi vine să te înjur de Dumnezeu și apoi să-L rog pe El să te salveze. Ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. Mă calci pe nervi și mă înnebunești, hai să mă faci fierbinte și rebel. Cu aceste negre mâini împărătești, să-ți nimerezi gâtlejul ca Otelo. Tu am impresia, nici nu observi, cu ce iubire te păstrez în mine. Pe inimă te duc, te port pe nervi, m-ai prefăcut în cioburi și ruine. Îmi vine să te înjur de Dumnezeu și apoi să-L rog pe El să te salveze. Ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. La tot ce-i hotărât, definitiv, nu am nici azi nimica împotriv, dar eu mă tem să nu găsim motiv pentru o despărțire relativă. Promitem că pe celălalt râm ne vom vedea cu niște ochi de gheață, atâta timp cât nu ne hotărâm la scurta despărțire de o viață. Îmi vine să te înjur de Dumnezeu și apoi să-L rog pe El să te salveze. Ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. La noapte ne certăm definitiv, ne despărțim în mici felii de pâine și ne urâm acum fără motiv. Să ne împăcăm fără motive mâine, nu-i cauză și nu e nici efect. În toată încleștarea asta mare, iubirea noastră toată e un defect. Ferească Dumnezeu să se repare. Mulțumim! Aplauze! Da. Spuneți-mi, pentru dumneavoastră, ce e dragostea? Cred că fiecare om ar trebui să răspundă la asta clar. În ceea ce crede el că înțelege prin dragoste. Deși să știți că e o enigmă colosală. Așa simt eu. Dragostea. Nu știu dacă se poate explica, pentru că există oameni, să zicem, cu probleme care se îndrăgostesc de o vulpe sau de un șoarece sau, nu, un animal de companie. Nu știu. Oameni, să rectific, nu bolnavi. Oameni bolnavi de dragoste pentru un animal. Există oameni bolnavi de dragoste pentru o femeie sau un bărbat. Există oameni bolnavi de dragoste pentru același sex. E greu de explicat. Există marea dragoste față de țară, există marea dragoste față de un hobby pe care îl ai. E infinită. Dragostea, cred că dragostea e... Dar trăiți marea dragoste sau ați întâlnit-o? Dragostea e o infinitate. Cuvântul dragoste e un infinit, de fapt. Dacă vă referiți la dragostea față de o femeie, atunci dragostea la mine, pot să o explic că fiecare moment pe care îl trăiești în anumite, fiecare momente pe care le trăiești în anumite perioade ale vieții au partea de dragoste. Există dragoste până la în cea mai mică celulă pentru o femeie într-o perioadă, se poate stinge și aceeași mare dragoste poate să fie și altă dată. Nu știu dacă există
cred că aceia oameni sunt cei mai fericiți, care au o mare dragoste de la început până la final. Asta dacă ne raportăm la iubirea dintre bărbați și femeie. Eu am avut mai multe iubiri în viață și în acele momente am fost fidel acelui sentiment de la noroi până la găurile negre din univers. Aveți vreo dependență, adică de ce obiecte nu v-ați putea despărți? Trei obiecte. Păi, cum să spun, mai presus de orice obiect, zic eu că sunt oamenii. De obiecte te poți despărți, nu? Chitara? Nu cred. Normal că aș vrea să nu mă pot despărți niciodată de chitară. Nu știu, cam atât. De o chitară, de un creion și o hârtie. Pentru că restul sunt ușor de... Mai avem foarte puțin timp. Vreau să vă întreb ce citiți zilnic? De exemplu, pe ce site-uri intrați zilnic? Păi când intru, clar, intru să-mi verific mesajele pe Yahoo și pe Facebook, postez ce am de postat la modul de concerte. Foarte rar mi se întâmplă să intru în o discuție. De obicei sunt genul practic, nu să las totul la cuvânt, la nivel de vorbe în viață. Și mai intru pe un site unde joc șah. Cam atât. Nu sunt pasionat de lumea virtuală foarte tare. Cum ar fi fost viața dumneavoastră fără folk și ce le-ați spune iubitorilor de folk? Câteva cuvinte. Încep cu iubitorii de folk. Să nu abandoneze, dacă le place folk-ul, să țină aproape de oamenii care încă mai cântă folk pe viu, pentru că folk-ul nu face rău nimănui, dimpotrivă. Oamenii care au crescut cu genul acesta de muzică să-și învețe copiii în spiritul ăsta, pentru că folk-ul este și o stare de spirit, la fel cum este rock-ul și alte genuri, că folk-ul poate coopta energiile ca să trăim într-o lume mai bună. Și cum ar fi viața fără folk pentru mine? Mega tristă, adică ar trebui să renunț la ceea ce îmi place mie foarte mult. Dar aș putea probabil să mă adaptez și să fac și alte lucruri pe care le-am mai făcut sau le cunosc sau aș putea să învăț chiar o meserie nouă. N-am bariere vis-a-vis de faptul că nu mă pot adapta. De fapt, tot cursul actual al vieții, o adaptare la... suntem generația care am trecut de la calculatorul acela chinezesc la... tablete. Tablete și alte instrumente, sau cum le zice, nu gadgeturi. Gadgeturi, da. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Da. A fost o plăcere și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu pentru invitație și îi salut pe toți cu drag. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.